Calul și lupul. Pe câmpia de la marginea pădurii, unde iarba e grasă și verde, păștea liniștit un cal. Calului i se păru că vede o umbră, dar până să fugă, lupul era prea aproape. Deși era speriat rău, s-a gândit că poate scăpa de lup doar păcălindu-l. Lupul nu trebuia să-și dea seama că este frică sau care de gând să-l păcălească. Așa că stătu liniștit, lăsând lupul să se apropie și se prefăcu șchiop. Calul este mai puternic, deci trebuie să ticluiesc ceva, gândi lupul, altfel nu pot să-l prind. De ce șchiopătezi? Întrebă lupul, vrând să pară prietenos. Am călcat într-un spin și mă doare foarte rău piciorul, spuse calul. Nu știu dacă voi putea ajunge până acasă. Acolo aș fi tratat de medicul veterinar. El ar putea să-mi scoate spinul și atunci piciorul mi s-ar vindeca, iar eu aș putea alerga. Într-adevăr, este pacoste mare, spuse lupul. Cel mai bine ar fi să te operezi. Ai noroc că mă pricep la chirurgie. Dacă vrei, te pot ajuta eu. Nu te va durea deloc. Ești atât de bun că vrei să mă ajuți, se arătă calul bucuros. Nu mai rezist cu durerea asta. Apropie-te să vezi unde este înfipt spinul. Dar mișcă-te încet, că mă doare foarte rău. Dar când lupul a vrut să prindă calul de picior, acesta își adună toată forța și lovi cu putere. Să rămână fiecare la meseria lui, gândi lupul în timp ce zbura învârtindu-se prin aer. Am crezut că pot să-l păcălesc, dar a fost mai isteț ca mine.